găsește puterea de a birui ispitele cu care te confrunți. Iisus a zis ucenicilor săi, este cu neputință să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Luca 17:1. Ispita, sau căderea în ispită, a fost o problemă foarte serioasă de la începutul lumii și încă este o parte reală a existenței noastre. Ne place sau nu, toți avem de-a face cu ea. În Luca 17:1, ni se spune că ispitele, capcanele, cursele întinse ca să ne atragă în păcat, vor apărea cu siguranță în dreptul oricui. De ce trebuie să avem de-a face cu ispita? Pentru că întărește credința noastră, mușchii noștri spirituali. Dacă nu am avea de înfruntat ispita, nu am ști niciodată cât suntem de tari spiritual. Pentru a ne dezvolta această tărie spirituală, trebuie să trecem tot felul de teste ale ispitelor, mai mari sau mai mici. În Luca 4 găsim scris despre momentul când Satana l-a ispitit pe Iisus, sperând să găsească o zonă de slăbiciune pe care să o invadeze. Iisus a rămas însă puternic și a biruit vrășmașul. Te încurajez să faci la fel ca Iisus când a fost ispitit. El a apelat direct la cuvânt. Dumnezeu a știut mai dinainte că Iisus va birui ispita și cred că El are încredere în noi, știind că dacă urmăm exemplul lui Iisus, vom birui ispita și vom putea trece multe dintre testele noastre. Rugăciune. Doamne, îți mulțumesc că mă ajut să mă împotrivesc și să biruiesc ispitele vrășmașului. Când vine ispita, eu voi alerga direct la cuvântul Tău și voi folosi adevărul Tău ca să o biruiesc. Alpha Omega.